Pare abandonat. Un visfot sau ceva, vă cred că după ce e bine. Astea sunt zonele cu cel mai mare risc în care poți să dai nas în nas cu un animal sălbatic. Uhuhu! Zici că ești o bufă. Uhuhu! Ce privești? Traseul începe din satul Coza și ca reper aveți podul din imagine, pe lângă care noi am parcat mașina și ne-am continuat drumul la picior. Nu vă explică să mergeți așa în singură pe sălbăticiul ăsta? La prima... V-a trebuit mult. Mă duceți în prima vară aici. Da. Dar asta așa se vizionă. Zicea că deja urții acum trebuia să fie la hibernare. Da, nu mai hibernează acum. Și acum, dar era zăpadă, mai nu se vedea din zăpadă. Da, da, da. Așa cine m-a stat prin zăpadă. Dar mai recare, era tot un loc. Oh, da, sunt exemplare mari, mai ales în Harghita, da. E cam cea mai mare densitate de urși din țară. Harghita, Mureșul. Da, da, da. Brașov. Da, da, Valea Prahovei. Dar și la noi, aici în Vrancea, ne-a adus la Gâte, iar pe sus. Da. Au dus de acupărți, iau... I-au lăsat aici, da. Și unde e de trecut prin Albia Râului? Mai în față? Merge la stână, la soțul dumneai. Îi duce ceva de mâncare sau? Cred, da. Sau îl ajută. Mi-a făcut mare cu ce aflăm câteva informații, mai ales despre traseu. Chiar mi-a spus că hai, eu scumie, eu iau în stânga, voi în dreapta. Informații și despre animale sălbatice. E dominant lup, urs, râs. Și ursul, cam vine pe la casele oamenilor, cică. Da, din ce ne povestea dânsa, urșii chiar au venit în sat. Ești foarte aproape de pădure, mai e ceva normal în zilele noastre. Așa, să vedem cum trecem, bă. E... Da, drumul e pavat cu foarte multe obstacole și încercăm să trecem râul și nu prea place gheața, gheața nu e suficient de groasă. Dar am văzut marcajul un pic mai în spate, ceea ce înseamnă că continuă după punctuletele acestea portocalii. Ah, uite și încolo. E... It's a challenge. E chiar provocator. A, deci au încercat unii să facă câte ceva. Da, uite și avem un pic de ajutor. Da, mi se părea cam imposibil. Ce e cum? Drumul este un pic anevoios pentru că a nins și pământul e moale.
e destul de mult noroi și asta ne încetinește destul de tare. Nu ai nevoie de aceea, dar la ce moralul eu, că e în jos, uite de mine, pe care ai făcut. Ne facem bine pași. Corect. O secundă, aici se vreau colțari, frate. Nu? A, nu chiar. Da, totuși. Pentru ce ți-ar trebui colțari aici? Că la Calunici? Nu e înghețat. Nu e înghețat, la Calunici, la valea asta, uite. Și cu ce te-ar fi ajutat colțarea ta? Aluneca aici. Așa, pașii mici. Tu zici să-mi pun și o căciulă? Păi, tot ce zici. M-am văzut un pic la păr, dar am părut scurt. Deci la partea asta se face o călăruță. Noi aveam, credeam că este pe acolo. Dar alții au mai fost înaintea noastră și alte persoane și din câte observ, pentru că nu este atât de bine marcat cu bandă roșie, alte persoane au avut ideea strălucită de a marca cu punct portocaliu. Felicitări celor care... Și mulțumim. Ninge ca în povești, frate. Și ninge ca în povești, nu altceva. Singurul dezavantaj e că nu prea cred că o să vedem nimic de sus, dar asta e, cel puțin ne bucurăm de călătorie. Incredibil, cât într-un timp atât de scurt, da. Cât de mult s-a pus zăpadă. Bine, cu cât mai înaintezi, cu atât crește strat. Nu, cred că e abandonată, nu vezi? Da, din câte se vede... Intră? Pare abandonată. Vrei să intri? Vede cum e? Hai! E gata, peci! Aici ori au avut câine, ori găini. Vezi câta ușa de fier au pus, ca nu cumva să intre lumea. Trebuie să nu fie frumos, da? Și acolo, gratii, la geam. Doar iezile asta cred că a rămas. Da. Dar nu e mai nimica. Un loc bun pentru adăpost. Exact, da. Pe timp... Sau visfot sau ceva, vă puteți adăposti chiar bine aici. Și văd că se... e deschis podul. Da, da. Da, ca un refugiu. Da. Te poți... mai bine în pod ar fi, știi? Da. În caz de refugiu. Și dacă ar fi seara, ai tras cara, o dai în topoasă, da. Mai sigur. Super. Și ar fi avut animăluțe ceva pe aici. Cred că mai e o ceva încoace, George. Aici au avut un cal, din câte văd. Sau poate mai mulți. E iezle. După
excremente, se vede că a fost cal. Oh, e proaspăt acum, a fost. Da, păi cred că a fost vara ceva. Da, cu oi, cred. No, nu? Oi aici. Și le-au ținut afară. Afară? Da. Posibil. Hai să-i dăm bătaie. Bă, e fascinant să vii să mai să descoperi. Dăm pentru prima dată și noi de indicatoare. De indicatoare. Vedeți până la stâna Cârnituri 2 ore, iar până așa la geamănă 3 ore. Până apoi spre satul Coza o oră jumătate, de unde a venit. Noi trebuie să ne îndreptăm spre Cârnituri. Ne facem o coză și la Salvamont. Încă se zărește ceva. Ceva de munți Vrancei. Nu vrei să iei pe aici, ce... Nu, mă, în Vrancea, acum la Brașov. Gheorghiță era tasul, la Ianca aici. A, aceea, am plecat de aceea, la Vrancea, da. Manelu, predomină ursul și lupul pe aici, ne-am găsit pe Sateanca, aici coboară, pe-n sat. Ce ți-ai luat acolo? Gulaș. Gulaș. Topul de pe lume. Mă, băie, cea mai bună mâncare din lumea aia pe care o mănânci pe munte când ți-e foame. Indiferent ce ar fi. Păi când te răzbește foamea pe munte, mănânci și crenci. Uite, bă. Băi, ce copac, bă, băiatule! Wow! Asta e impresionant! Din soare a revenit și mai devreme am avut impresia că vine și viscolul. Și... După cum auzim, mai sus, dacă vă uitați la acei copaci, deja se clatină din cauza vântului. Aici suntem la adăpost. Pe peretele asta și nu prea simțim așa, dar... Când vom ieși acolo... Oricum mai avem revocat o oră, sigur. Da, cu siguranță. Și nomotul s-a mai depus. Am tot întâlnit grămujoare din acestea de lemne. Stivă de lemn mort pentru biodiversitate? Pentru insecte, mă. Cât de tare. Da, interesant. Sau poate să vină altcineva să le ia. Ai auzit pentru ce sunt? Biodiversitate, adică pentru gândaci. Da. Vezi? Încercăm să facem cât mai multă gălăgie în zonele astea de stufăriș mai des. Ia uite. Hop! Hop! Astea sunt zonele cu cel mai predispuse, cel mai mare risc în care poți să dai nas în nas cu un animal sălbatic. În rest, am avut destul de multă vizibilitate prin pădure. O liniște totală. Eventual am mai văzut niște urme de oameni, dar cred că sunt de ieri.
sau poate de dimineață, nu știu sigur. Sunt deja acoperite de zăpadă. Sperăm că poate până la turnuri să mai domolește și vremea, să mai oprește și zăpada, adică să mai oprește și să fulguiască. În rest este o atmosferă de bază. Super! Ma. Nu așteptam așa peisaj. În satul Coza nu era deloc zăpadă. Doar începuse să fulguiască așa câte puțin. Când am ajuns noi în sat, am parcat mașina și cu cât am înaintat un pic, a început să fulguiască din ce în ce mai tare. Dar chiar nu ne așteptam la așa ceva. La un moment dat a început să ne învățăm povești. Acum nu e nimic. Hehep! Mai facem gălăgie câte puțin, că nu se știe niciodată ce putem întâlni pe aici. În special ursul. Băi, ce mișto. Ia uite, e plin copacul ăsta căză. Da. Zici că ești o bufă în subiect. S-a oprit soara și avem și noi puțină vizibilitate. Priveliștea este absolut încântătoare. Brazii sunt complet acoperiți de zăpadă și însă se văd munții și sate. Da. Deci nu mă așteptam ca să oprească nisoarea la Vijelou prin care am trecut. Am crezut că o să ne prindă viscolul pe aici. Dar din nou suntem surprinși. Cum e, George? Cum ți se pare? Genial! Ce priveliște, oare! Uitați-vă ce splendoare! Cine e aici, mă? Fluier de fericire, frate. N-ai cum, fluier de fericire. E absolut magnific! Nu suntem singuri nebuni. Deci, cum să vezi? La un moment dat, când am început să urcăm așa, era plafonul ăla de nord, nu vedeai absolut nimic chiar. Și ningea mult mai des decât acum doar fulguiește așa. Ne gândeam că n-am avut nici ciucaș când am fost. Da, deloc. N-am avut chiar deloc, abia se vedeau la câțiva metri. Da, dar uitați acum... cum se vede. Uitați ce privire știi. Cred că suntem de un sfert de oră aici, face poze. Cam ăsta e reperul, dacă vreți și voi când ajungeți pe aici, crucea asta. Doamne Iisuse Hristoase! Ia bagă tu una, Georgele! Nu mai zăbovi, haide! Ciobanii la mână! Haide, haide, haide! Până din ochi, e din viață, e din frumă! Ia uitați, fraților, de la Preasfințitul Daniel, pe Fericitul Patriarh. Când mergem la biserică, e mare păcat să uităm portofelul acasă.
Băi, totul la bani, băi, frate, n-am altceva. Iar vin plafonul aia de nori încoace. Uite și stâna. Destul de multe obstacole în cale. Pe poteci spre inima. Da. Yep, yep. Brazii sunt toți înghețați. Ce tablou de iarnă. Wow. Băi, sunt pe unul dintre turnurile Coziei. E absolut magnific. Acolo vedem pe prietenul nostru. Și aici am găsit și drapelul României. E solicitant traseul prin unele porțiuni datorită vântului, a zăpezii, dar se merită orice stop de efort pentru așa priveliști extraordinare. Urile Cozii. Cât de mare zăpadă! Eu unul nu m-am așteptat la o zi atât de superbă, mai ales când am ajuns în satul Coza. Totul era mlăștinos, destul de mult noroi, dar ușor, ușor ziua asta a devenit cu adevărat superbă, cu foarte multe provocări și cu destul de multe surprize. Nu am așteptat ca munții Vrancei să fie atât de spectaculoși și să ne ofere atât de multe. Ia uitați-vă pe colegul nostru. Salutare, domnule! Ia-o, tinerilor! Stai că nu te văd de pomul ăsta. Hai. Nomotul e mare. Și ne îngreunează destul de mult, ne îngreunează destul de tare înaintarea spre vârful Coza. Știu, e destul de obositor. Mersul ăsta prin zăpadă. Cred că ăsta este al doilea tur, nu? Ce priveliște de aici de sus. Deosebit, ceva deosebit.
Te așteptai la o zi ca asta? M-a plecat mai din soare, pentru că am urmărit la meteo, dar mă uitam în sat, în coza. Și pur și simplu fulguiel jos la bază, la baza muntelui. Dar sus, na, am avut parte de această surpriză. Ia uite cum se vede acolo, George. Nu știu dacă se prinde pe cameră. Dar se vede puțin, bate soarele acolo pe munți. Sunt spectacole așa. Ce vreau să vă zic? Colegii noștri de mai care ne-au prins din urmă și sunt în fața noastră acolo, am observat că nu aveau parazăpezi. Asta nu v-aș recomanda niciodată să iarna să plecați fără parazăpezi. Sunt extrem de utile, bine, atât iarna cât și vara, din multe puncte de vedere. Dar băieții nu sunt mai echipați corespunzător și m-am uitat că picioarele lor sunt, adică pantalonii erau uzi și unul dintre ei venise în Adidas de vară. Ceea ce nu e tocmai ok. Dar na, e treaba lor. Spre Adeș. Vezi că parcă n-ai pe unde să o iei. Lasă-mă să mă uit pe hartă, că... Pe hartă? Păi nu suntem în Crecoc. Roza, ce înseamnă să nu te iei după alții, știi? Că noi ne-am luat după cei doi băieți care au urcat spre al doilea turn și nu eram ok. Deviasem de la traseu și a trebuit să ne întoarcem până la primul turn aproape ca să găsim din nou cărarea. Uite că se vede pe pom acela, se vede da, dungă roșie. Un pic șters, dar e ok. Suntem trecuți de turnul Recozei și ne-am aventurat prin pădure spre vârful Coza. Dar vă spun sincer că cred că n-am mai fost cărarea asta umblată de ani de zile. Ca atâta ne-am chinuit să găsim marcajele și a fost o porțiune în care efectiv s-a surpat și e foarte, foarte dificil să treci pe acolo. Super sălbatic aici. My God! My God! Oh my God! Lumea cred că vine doar până la turnuri și se întoarce, știi că fiind malul ăla acolo așa de la potecă, fiind surpat, da, nu prea ai posibilitatea să treci încoace. Să te duci spre vârf. E și... Ia uite, vă dați seama unde... Uite, cât de dificil să vede. Uite că aici cărarea e mult mai pronunțată, știi? Se vede mult mai bine. Față de... De acolo, din spatele nostru. Clar, da. Dar, na... Ne-am curcat un pic urmele băieților care au fost înaintea noastră pe cel de-al doilea turn, fiindcă am crezut că ei știu drumul și de fapt ei s-au urcat doar până la... Da, doar pentru belvederea de la al doilea turn și nu au mai înaintat. Și noroc cu hărțile că ne-am întors un pic înapoi și am dat până la urmă de traseu. Da. Aceasta este zona pe care de care încercăm să ne ferim foarte tare, fiindcă aici s-a surpat cărarea. Din păcate, astăzi pentru noi traseul se finalizează la turnurile Cozei, fiindcă rămânem fără timp, fără lumină, iar vremea deja se înrăutățește. Nu mai e nimic vizibil. Deci, pe timp de iarnă, trebuie să pleci foarte, foarte devreme ca să poți ajungi pe vârful Coza. Și să fii destul de bine pregătit, atât fizic cât și din punct de vedere al echipamentului.
Uite, e zăpada mare, asta ne furcă. Da, ne îngreunează foarte greu. La un moment dat, până la genunchi îi venea zăpada. Și deja cred că e 3 jumătate, până ajungem la mașină, sigur se ne prinde noaptea pe drum. Și am decis că mai bine ne întoarcem spre mașina atât vreme cât mai avem lumină. Pentru că nu este un traseu deloc ușor. Aeroportului iarna ne referim. Da, vara... Vara nu știu, probabil că e mult mai lejer, dar asta cu zăpada asta... Cred că e splendid vara să vii și să te duci până pe Coza. Dar acum, no, am decis că mai bine e siguranța noastră să punem pe primul loc decât doar ca să ajungem pe un vârf. Asta e. Poate într-o vară revenim aici și o să atingem și acel obiectiv. Așa, prietene. Vreau mâncare, fraților. Nu mai abia așa să mă opresc să mănânc ceva. Ceva cald? Hai. Nu știu, ce așa am la mine niște sandwich-uri. Ce fac? O ciocolată. Păi. Și orice. De la atâta... Și să beau o cafea. De la atâta efort depus, îți dai seama că ți se face foame. S-a lăsat ger. Ne mai bucurăm pentru o ultimă dată de aceste priveliști. Și cine știe când vom mai reveni pe aici. Iar ție, mămică, vrem să-ți mulțumim pentru cocoșile delicioase. Oana Rodica e o gospodină de-asea vrășită! Mai faci, Oana Rodica, să-ți turne următoare! Să ne mai faci cocoș! Ursul, ursul doarme și-a uitat de foame! Oana, zicele, pe dragul meu, să-ți vedem o altă mai expediție din asta? Vara, iarna nu mi-e zicit. Crezi tu că vine fractul? Ce? Crezi tu că vine fractul? Te rogi de el de 2 ani. Ce? A fi un profet, ok. Ai câțiva prieteni care îi rogi de 2 ani și n-au venit deloc. Las că e mai mișto acasă, mă, pe canapea la căldurit. Cu, cu telecomanda în mână. Ce a zis Panadol, mă? Că mi-a fugă de un urs, nu cu auzi, până nu ne-o fugărim un urs, nu ne astâmpărăm cu drumețiile. Suntem pe coborâre, cred că cam pe la jumătatea traseului. Și de multe ori când cobor, mă cam jenează genunchii, mă cam supără. Și o soluție foarte bună pentru a opri puțin circulația sângiului și a nu mai simți picioarele umflate, să vă puneți pe vine. Și o să simțiți o ameliorare a durerii. Hai ce bine. Tot merse tot pe cărare, tot merse tot pe cărare. Mă-ntâlni cu ursul-n cale, mă-ntâlni cu ursul-n cale. Ce mai faci tu, Moș Martine? Ce mai faci tu, Moș Martine? Să știi, nu mă iau de tine. Să știi, nu mă iau de tine. Ia-mi văd de drumul meu. Ia-mi văd de drumul meu. Haide-ți găsitul de-al tău. Haide-ți găsitul de-al tău. Dar ce culori se văd acolo? Deci cred că dacă prindeam apusul de sus, de pe vârf, era mirific tare. Zâmbește! Mi-e foame, tata, nu mai zâmbesc că mi-e foame. Zâmbește! Zâmbește! Te bag în pis, da, măci! Ce metodă de a coborâ!
e treaba că nu este abrupt. Asta e zăpadă. Asta e una dintre zonele cu risc de alunecare și să cazi, de care ne-am ferit ca să nu ne prindă noaptea. Zona asta e absolut magnifică vara, primăvara, oricare are un tip cald. E absolut magnifică să văd aici, să văd aici niște culori excepționale. Poate venim într-o altă vară, Gheoriță. Da, da. Și poate reușim să facem și vârful atunci. Da. Fiind ziua mai lungă. Uite, o să mai întărit gelurile. Păi eu ți-am zis că dacă ninge și... Mă vede și seara mult da, mai frig. Da. Față de mocir la care era când am urcat. Da. E foarte bine. Ce metodă are el de a cobor cu spatele? Mă dor picioare în fiecare, genunchi. Și așa? Da, bătrânețe, bătrânețe. Așa trebuie, uite, am sub bastonul. E moșneag. Nu mai zbolăm, că mă mai da. Păi asta era a doua zonă de care vreau să... Băi, dă-te, băi, frate, ești nebun la cap. Cum s-a crăpat, băi? Mamă. Nu, apa e atât. Eu înțeleg, 5 dar... 5 centimetri. Da, crezi că ne ține. Nu e, nu e râu. E un pârâiaș din asta de 5 cm la apa adâncime. Ne riscăm să trecem pe aici și va trebui oricum să trecem pe malul celălalt. Da, da, da. Și așa topă gheață mie. Ce dracu. Hai să strângem deciile. Păi nu le strânge, că te ajută. Eu știu că... Zizit eu azi. Da, pentru prima dată conduci și tu la munte. Da. Te mai ajută. Wow! Nu bine să cred că tocmai de acolo venim. Doamne, să văd munții aia înalți. Drumeția a durat cam 5 ore urcarea datorită faptului că a nins, a biscolit și nomotul a fost destul de mare și ne-a încetinit. Iar la coborâre cred că am făcut 2 ore. Hai 2 ore jumătate până la mașină. Deci e aproape jumătate din timp la coborâre. 7 ore jumătate cu tot. Da, dar e bine. E bine, e bine că am luat decizia să nu continuăm spre vârf și să ne întoarcem. Mai bine, există și o altă dată. Jurgen, suntem ajuns și la mașină. Ne-a înghețat pământul sau băsat. În sfârșit, am ajuns și noi la mașină. A înțepenit și ușa la mașină. Dăm și asta jos. M-au dat un ghețat, săracele, bă. 100 de metri. Virează la dreapta pe strada Merilor. Mai avem 2 ore și un sfert până acasă. Dar ce vreau să vă zic? Am stat de vorbă cu doi săteni și spunea Bagea că ieri s-au rătăcit un grup care a fost căutat de virează la treabă, apoi toată noaptea la au căutat. Deci, aveți grijă, că, da, aveți grijă că se poate să rătăcească oamenii și în grupuri, nu doar așa câte unul. Am ajuns și acasă. Îți mulțumesc pentru această zi minunată, dragul meu prieten. Super și... a fost în această dumeție. Păcat că n-am putut să o facem pe toată. Dar ne-am bucurat de fiecare moment, toate pe munte.
Hai să luăm mai mult. Și vedem la următoarea. Ne ducem să ne băgăm la... Anani. Anani, da. Suntem rupți. Pa! Ceau, ceau! Thank you.